atitudinea asta. Doamna de la DSV a zis că nu. N-a zis el, a fost lângă dumneavoastră, doamna de la DSV. Du-te, du-te la mașină, lasă-mă să vorbesc cu copiii. Te rog frumos, te rog frumos. Nu, dar a fost tot acolo. Hai, fugi, te rog. A fost indirect. Așa cum prevede legislația, Direcția de Sănătate Publică trebuie să verifice această unitate, dacă informează populația în momentul în care execută asemenea lucrări, pentru o informare corectă cu privire la substanțe, la data în care se efectuează aceste lucrări. Atributul Direcției de Sănătate Publică nu exista nici în control, nici în autorizare. Și din greșeală, sau nu știu cine, a băgat în toată această poveste Ministerul Sănătății și Direcției. Abia de astăzi este rolul Ministerului Sănătății și a Direcției de Sănătate Publică. Cu privire la substanțe, la data în care se efectuează aceste lucrări și recomandările producătorilor. Atitudinea asta... N-a zis el, a fost lângă dumneavoastră, doamna de la DSV. Du-te, du-te la mașină, lasă-mă să vorbesc cu copiii. Te rog frumos, te rog frumos. Nu, dar a fost tot acolo. Hai, fugi, te rog. A fost indirect. Atitudinea asta. Doamna de la DSV a zis că nu. N-a zis el, a fost lângă dumneavoastră, doamna de la DSV. Du-te, du-te la mașină, lasă-mă să vorbesc cu copiii. Te rog frumos, te rog frumos. Nu, dar a fost tot acolo. Hai, fugi, te rog. A fost indirect.